Bine m și prieteni! O nebunie, așa? Cum adică să ne ia uh, rușii Constanța? ca aia noastră, 2014. Da? Să ne-o fi luat. Cum adică să ne atace acum Vazluiu, Iașu, Vrancea, Galațiu, Tulcea? Că de ce? Sigur, e o nebunie. Este o nebunie. De ce spun nebunia asta? O să vă explic. Pentru că e o mare de uri care vin de la doi corifei ai ai narativelor rusești, și eu nu-mi explic cum naiba poți să îmbătrânești atât de urât, da? de la domnul Cristoiu, da? găina cu puivii, vă amintiți, care naște puivii, ok, și de la domnul Turcescu. Se mi-a acoperit, a acoperit, ne a acoperit, habar n cu, ce acolo, dar este ceea ce, numesc, ce numește site-ul ziariști.com putinism carpatin. Și o să vă spun, Turcescu, ce zice? să se termine cumva, chit că Ucraina vei pierde niște teritorii. dă dracului de teritorii. Asta e viața. Cristoiu, dă-o dracu de bucată de pământ, că oricum nu era a ucrainilor. E aerusofon. O mulțime de astfel de, de nebuni. Și aici contrapun da, un mesaj de la Zuta care scrie foarte, foarte exact. De aici vine și titlul și mulțumesc pentru, pentru comparația asta. Ce zice? Mie mi-e ușor să scriu de la un calculator fiindcă nu șuieră obuze în jurul capului meu. Dar e vorba de principii. Zelenski este îndrumat din stânga și din dreapta să cedeze teritorii pentru pace. Dar dacă cineva ne-ar fi luat nouă județul Constanța în 2014 și acum ar ataca Tulcea, Galațiu, Vazlu, Iașu, Botoșaniu, cât de dispuși am fi noi să le cedăm numai să fie pace? Foarte bun comentariu. Foarte bun comentariu pentru că deja există un fel de oboseală a lumii civice, civile din România și, din păcate, și în Occident. Pe de altă parte, există promotorii unor narrative care să fie cu dacă ar se întâmpla la noi lucrurile care se întâmplă în Ucraina, nu știu dacă ar mai fi atât de, de uh, uh, băgăreți. Da? Uh, zice, bă, degeaba trimiteți miliarde Ucrainei. Rusia nu poate fi învinsă, turcescu țipând către -ți occidental. Presa noastră e criminală că nu vorbește de pace, ce Cristoiu. Noi românii suntem niște tâmpiți pentru că hămăim la ruși, dar nici măcar nu o facem de capul nostru, ci ne-au pus americanii să hămăim, facem baze militare, zice Turcescu. Dă-le naibii de teritorii, asta e viața, zice Turcescu ucrainienilor, dar rușilor nu le zice chestia asta. Bucata aia de pământ, oricum nu era a ucrainienilor, era rusofonă, zice Cristoiu. Nu rușii comici ci că crime în Ucraina, ci Zelenski și omoară propriul popor, vina pentru că Ucrainei tremură pentru întuneric fără apă, căldură și curente electric din cauza lui Zelenski, nu a Rusiei, cu atât mai puțin a lui Putin, zic la unison Turcescu și Cristoiu. Nu putem duce lumea la apocalipsă, zice ghilimele maestru Cristoiu, pentru asta trebuie să capituleze rușii. Ucrainenii nu se retragă rușii. Adică, băi, tată, stați un pic, bă. Până la urmă, nu Ucraina a invadat Rusia, ci Rusia a invadat Ucraina. Hai să, hai să ne întoarcem un pic în timp și să exagerăm sau să punem acest scenariu. Sigur că da, și eu îl zic o jumătate de gură și o m-am gândit de două ori dacă să-l dau. Constanța, 2014, Botoșan, Iași, Tulcea, Galați. Ok. Cum a reacționat? Dacă ar veni mâine Putin și ar zice, băi, am văzut tratatul de la Lusk. Ăla dintre Cantemir, da? marele cărtural umanist al vostru și pentru cel mare băi. Acum l-am văzut. Aoleu, 1710-1711, ce a fost acolo? Legăturile noastre sunt mai, 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 mai solide decât orice există în, 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 lumea modernă, în lumea antică, în lumea, în lumea, în tot ce în altă lume. Ruschimir. Și vine Putin și zice, băi, păi știți, în tratatul ăla de la Lusk, Uh, și Dimitrie Cantemir al vostru, dar al nostru, și Petru cel Mare al nostru, dar al vostru, au încheiat un tratat foarte în care uh, Moldova era cumva parte a Rusiei. Uh, avea voie să-și pună domn, avea o anumită autonomie, atâta vreme cât uh, interesele Rusiei erau prezente în Moldova și nu renunța la Ortodoxie, mai mult decât atât, sigur, după bătălia de la Stălinești, armata rusă și armata moldoveană înfrântă de turci, ok, se refugiază în, 1711 la Ruș și devine acolo sfătuitorul țarilor, marele umanist. Și vine Putin și o să spună, băi, pe lângă asta, culturile noastre sunt înfrățite, uite, fiul lui Dimitrie Cantemir, Antioch, da, a fost și uh, ce a fost ambasadorul uh, Rusiei țariste uh, la Imperiul Britanic. Adică, nu numai atâta. Stai să-ți mai spun, o să, o să spună Putin. Domnule, știi că Antioch Antemir este părintele poeziei ruse moderne? Wow! Păi, frățietate! Este clar că nu puteți să mergeți înspre vest atâta vreme cât ADN-ul vostru, cultural, identitar, religios, este spre est, spre noi. Și atunci, uite la Constanța, pe păi la Constanța, aproape de Lipoven, Lipovenii și aia schismatici, cum ar veni, veniți undeva prin 1700 și în Delta Dunării, luăm și Tulcea pe cu ocazia asta. Iar Iașu, păi să ne amintim de Chiseliov. Sigur, românii zic Chiselev dintr-un fel de, de ambăț franțuzit, dar el se numea Chiselev. Iar Vrancea, Păi nu vreți să exportați vinurile? Botoșaniu? Păi Eminescu, Eminescu. Eminovici. Ciprian Porumbescu. Kolumbovski? Adică legăturile cu lumea slavă, cu ruschimir, mir, slavski zmir, da? Sunt esențiale. Nu puteți merge într-acolo. Oare ce ar zice în acest moment domnul Turcescu? Ce ar spune domnul Cristoiu? Pentru că e foarte ușor să fii pacifist atunci când războiul e departe de tine și alții suferă băi, tranșeie, breaking news. Am văzut la televizor și dacă m-am și enervat, am pus pe Netflix. Sau mă uit la televizor așa seara, cum suferă ăia, ăia de acolo și la un moment dat, știi că televizorul e mai sus, eu stau culcat, am luat și două ber, două sute de vodcă și parcă mi se închid ochii. Ok, ok, neva să stinge tu televizorul sau programează să stingă peste 15 minute. Nu mai vreau să-i văd, să -i văd pe ăștia. E foarte comod. A, sau scriem, scriem despre, despre, despre război și des... Sigur că scriem, exact cum zicea Zutaliu, băi, n-am nicio problemă, scriu la computer, sunt, dar oarecum ar fi să, da? Ce-am fi fost noi dacă Rusia ar fi spus, cum a spus despre Ucraina, despre Crimea în 2014, să fi spus despre Constanța? Acum a să fi avut trupele, Doamne ferește, în Botoșan sau în Iași? Oare cum ar fi fost? Știi că s-a pus problema chiar la începutul războiului când lumea mergea fugea din Kiev către Livov s-a pus problema inclusiv între rubedenile din Cluj și Iași să-i aduc, să aducă pe eșeni către Cluj? Nu s-a spus asta. Eu am amintit așa așa întreaga cu jumătate de gură pentru că n-am vrut să dau naștere la alte discuții. Dar să știți că inclusiv noi ne-am sunat uh, puținele rude pe care le avem în Iași, să le spunem, băi, dacă se întâmplă ceva acolo, că vă nebuni, veniți la Cluj, la noi. De ce? Că am văzut că de la Kiev plecau spre Livov, da? Și Herson și alea sunt în Est. Și atunci cumva ți-ai făcut un fel de, de, de scenariu, de, de, urgență. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, haideți la noi. Timișoara mai ferită, Clujul e mai ferit. Sigur, mai ferit. Așa au calculat și cei care fugeau din Herson, din Kiev sau din Zaporojie. Să meargă undeva spre vest. Înțelegeți? Este o nemernicie ce se întâmplă. Sunt fake-urile astea antiglobaliste, de fapt antieuropene. Bacă vine, nu știu ce, cântărez de manelă ăla cu o viața mea, așa, băgați-i ceva în ea, dragă, dacă ai învățat. Ok, costioniță și spune, doamne, scoateți-vă banii din bancomat. Ăștia nu o să mai distrug economia, ne iau, ne fac de dreg. Și mai vine încă unul care ce, băi, fii atent, altă chestie pe care am descoperit-o eu, ăsta, Bruce finanțelor mondiale. Știi ce se întâmplă? Numai monede virtuale. O să vedeți, o va trebui să le folosiți în două, trei luni, că dacă nu le cheltuiți, vă iau ăștia casele. Fake-uri, 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 fake așezate așa ca niște prăjiturele asortate cu, limele, pacifismele astea idioate, lingave, de fapt, o formă de lașitate, ale ăstora care vin seara de seară la televizor, că m-am uitat, m-am uitat și la Turcescu, are emisiunea târzie de la B1, m-am uitat și la tovarășul Cristoiu că își pune uh, uh, ouăle alea de pe YouTube și le pune pe Metropola TV, care aparține Consiliului Local condus de domnul soț al lui Firea, adică se mulțesc deja rânzele astea din jurul nostru. Văd să calculăm cu ochii, cu cu, 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 căpățâna noastră, cu mintea noastră. Ok, bă, să zicem că aveți dreptate. Ați spus, ați fi spus la fel dacă astăzi erau rușini în Constanța? Ce ați fi spus? Dă-l dracului de pământ, dă-le dracul de teritoriu, să fie pace, dragă, să fie pace. Da, e, idioții ăștia care luptă să elibereze Constanța, să elibereze Iașu, Vrancea, Botoșaniul, galațul, Tulcea, ăștia sunt niște nemernici, bă. Faceți, bă, dracului, pace, dă-le dracului de teritoriu, ce mă interesează pe mine? Că până la urmă, știi, nici nu știu dacă Moldova, recte Crimea, bun, sau uh, estul Ucrainei, au fost ale uh, noastre. Da, că uite la, Cant, la Cantemir, uite la Antioch, uite la Chiseleov. Adică, până la urmă, și de când, de unde, până unde uh, să vină ăștia să, să avem noi pretenții la, la Moldova. Sunt curios dacă ar vorbi așa. Este urât ce am spus. Este absolut o urățenie totală să pun. Constanța lângă Crimea. Dar băieți, noi altfel nu gândim cu mintea noastră. Până nu ne punem în locul ălorlalți, avem impresia că este un fel de monopoli, dacă e vorba de economie globală, de finanțe globale, sau este vorba de un fel de counter-strike, mă joc pe calculator și când mă plictisesc, de l dracului calculator, s-a sulat curentul sau internetul și mă duc să trag un pui de som și două beri după aia. Înțelegeți? Este o discuție necesară. Ca să nu cădem în plasa ăstora, acoperiți, neacoperiți, ăștia care au mai născut niște pui vii ca găinile alea idiote din momentul zilei și să putem gândi cu mintea noastră. Când gândim cu mintea noastră, să știi că ăștia dispar. E ca Harry Potter. E simplu. Numai că trebuie să gândești. Nu-i mult. Salutare!